către societatea culturală creștină a Roma, prin prezenta vă facem cunoscut că în urma analizei proiectului Tabăra de creație artistică Izvorul Tămăduirii, depus pentru atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă pentru anul 2016, acesta a fost declarat admis pentru finanțare. Ulterior, urmează să vă comunicăm o dată când va fi semnat contractul. Semnează Dan Manoliu, președinte comisie, Stella Maria Nicoleta, membru comisie, Anca Felicea Petrei, membru comisie, Mihaela Daniela Gârțu, membru comisie, Dumitrița Poiană, membru comisie. Această adresă am primit-o pe data de 12.04.2016. Ea este o urmare a unui proiect pe care l-am depus la Consiliul Județean, într-o mapă ca aceasta, Tabăra de creație Izvorul Tămăduirii, Bărușești, 5 august, 16 august 2016. A fost o mare bucurie, nu-i așa, domnul profesor și scriitor și critic de artă și critic de artă, Lucian Stroc, pentru noi a fost o bucurie mare primirea acestei adrese prin care le-am înștiințat că vom primi finanțare pentru acest proiect, pentru ediția a patra a Taberei de creație artistică Izvorul Tămăduirii. Celelalte trei ediții fusese, așa după cum bine știți, fusese susținute de Parohia Ortodoxă a Dormirea Maicii Domnului și, sigur, susținute de diversi sponsori. De aceea, iată-ne astăzi la la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Bărușești, inaugurând în cadrul acestei conferințe de presă Tabăra de creație artistică Izvorul Tămăduirii, ediția 4, 5-16 august 2016, din localitatea Bărușești, Comuna Icușești, Județul Neamț. În perioada 5-16 august 2016, se va desfășura în acest sat această tabără. Tabăra este deschisă de această conferință de presă, dar și de o slujbă de binecuvântare oficiată în Biserica Ortodoxă a Dormirea Maicii Domnului, cu participarea invitațiilor la slujba Sfintei Liturghii de sâmbătă, 6 august, sărbătoarea Schimbării la Față, a Domnului pe Muntele Tabor, și se va încheia tot cu participarea acestora la Sfânta Liturghie din ziua de luni, 15 august, dată care marchează sărbătoarea Hramului Bisericii Ortodoxe a Dormirea Maicii Domnului, și de asemenea cu o conferință de presă și cu vernisarea unei expoziții, cuprinzând operele de artă create pe parcursul acesteia. Proiectul aparține Societății Culturale Crepsida din Roma și este sprijinit financiar de Consiliul Județean Neamț. Manifestarea își propune promovarea creațiilor de artă plastică ale artiștilor plastici, profesioniști contemporani din Județul Neamț, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Neamț, ale artiștilor plastici membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România și ale artiștilor plastici membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, Chișinău. Promovarea, remarcarea talentelor în devenirea și stimularea creației plastice, a elevilor liceeni, ai liceului de artă Victor Braună din Piatra Neamț. Tabăra va fi diseminată prin minim 5 expoziții de pictură realizate la Bărușești, Roman, Bacău, Neamț, Câmpul Lucrurilor și București, iar elevi ai liceului Victor Braună vor fi invitați să vină cu lucrările lor să expună alături de artiștii profesioniști care au fost prezenți și au lucrat în această tabără, nu doar la ediția de anul acesta, ci și la edițiile anterioare. Acordarea unui premiu, opera Omnia Victor Braună, unui artist român contemporan. Iată un alt obiectiv al acestei tabere.
Promovarea artiștilor de artă plastică, ale artiștilor plastici profesioniști contemporani, originari din județul Neamț, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, care locuiesc în alte localități din țară. Iată, ne-am gândit la cei care au origini în Neamț, dar din diferite motive nu reușesc să ajungă acasă. Iar noi ne propunem să-i aducem, măcar cu acest prilej, pe meleagurile natale, cărora le duc dorul și pe care le pot ilustra atât de frumos prin creațiile lor plastice. Promovarea și readucerea în actualitatea artistică a satului românesc, aflat în mileniul al treilea de existență, artiștii fiind invitați să creeze opere inspirate de universul rural contemporan, complex și încă tradițional din multe puncte de vedere. Știți foarte clar la ceea ce mă refer. Nu vreau să dezbat și să dezvolt acest subiect. Pentru că este cunoscută situația satului românesc, care are suișurile și coborâșurile lui. Crearea unui timp și spațiu specific actului creației, creșterea numărului evenimentelor artistice în județul Neamț. Iar un alt obiectiv al proiectului nostru este creșterea vizibilității în județul Neamț pe harta culturală artistică a României și aș spune nu numai. Invitații din acest an ar fi următorii. Lucian Strot. Îl salutăm pe maestru Lucian Strot, care este iată, în mijlocul nostru, pentru nu știu atâta oară, aici, la noua capitală mondială a artelor plastice. Mircea Răzvan Ceacâru. Este maestru Mircea Răzvan Ceacâru. Iată, este în biserică, prezent, proaspăt laureat al premiului pentru pictură al filialei Neamț, a OAP. Îl felicităm cu această ocazie. Sigur și proaspăt distins cu o distinție importantă a comunității evreilor din România, prieten al popoarelor. O distinție deosebită și care se acordă foarte greu unui ne-evreu. Mariana Papar. Iată, ne face bucuria să fie prezentă aici, la invitația noastră, și prin mijlocirea maestrului Lucian Stroi, dar și prin mijlocirea maestrului Mircea Răzvan Ceacâru, care a venit astăzi să ne cunoască și să aducă și salutul galeriilor de artă din Italia, nu? Și a artiștilor și a prietenilor pe care îi are acolo. Este o pictoriță și un antreprenor cultural, aș spune, nu? Artist, care are cotă și este cunoscută la nivelul țării noastre și la nivelul Italiei. Pentru că îmi spunea domnia sa că beneficiază de o cotă recunoscută pe piața artistică din Italia. Și o felicităm și îi urăm bun venit. Ioan Roșca și Crisimel Ionel Pisacaru se vor adăuga zilele următoare taberei acesteia. Toți fac parte, așadar, din UAP Neamț. Vor mai fi prezenți în tabăra noastră Remus Ștefan, Daniel Crăciun, Puiu Costache Dumitraș, Octavian Bică, de la UAP București. Ei vor ajunge pe seară, iar mâine și poemii vor ajunge alții. De la filiala Bacău la UAP vom avea invitați pe pictorii Ioan Burlacu și Ștefan Roșu. De la UAP Iași este artistul plastic Felicia Andra Axinte. De la UAP Chișinău, Republica Moldova, se pornesc chiar la orele acestea ale prânzului către noi două surori care sunt și artiști plastici, Viorica Vieru și Galina Vieru. Și sigur,
că unde sunt pictori, se adaugă totdeauna și scriitorii, și poeții, și jurnaliștii, și toți cei care iubesc, într-o formă sau alta, frumosul, arta cuvântului, dar și culoarea, limbajul culorii. De aceea îl salut în mijlocul nostru pe Victor Munteanu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Bacău, și președintele Fundației Culturale Georgeta și Mircea Cancicoc de la Bacău, care este și colaborator al evenimentului nostru, nu doar pentru ediția de astăzi, ci și pentru toate celelalte ediții anterioare. Și, mai mult de atât, este și fiul al satului Bănușești. El a venit cu mare drag ca să se reîntâlnească cu satul natal. Desigur, de la Roman va mai veni și Violeta de Cătușu, care și domnia sa este scriitoare și membră a USR Bacău. La Iași? La Iași. Atunci avem și Iași încă o dată. Vreau să salut în mijlocul nostru o parte din echipa de proiect. Întâi pe maestru jurnalist, senior, editor, Alexandru Mihailă, care este responsabil comunicare al proiectului. Bine ați venit, maestre Alexandru. De asemenea, voluntarii la proiect, pe domnul Dan Dimitriu, inspector patrimoniu al Societății Culturale Crepsila, și pe domnul Gheorghe Crisacaru. De asemenea, vreau să vă anunț că echipa de proiect este alcătuită din managerul de proiect preot Cornel Baiu, asistent manager proiect dr. Emanuel Nazaretean, care este și președintele filialei Roman a Uniunii Armenilor din România. El va ajunge mâine la noi aici și va fi prezent în tabără. Și de asemenea, responsabilul financiar, care mi-a dat o mână de ajutor la întocmirea actelor contabile la început, la buget, și după aceea, sigur, să-mi dea o mână de ajutor la raportările necesare, o să așa, e vorba de Violeta Gaiță Panțiru, pe care o veți cunoaște și dumneavoastră, la închiderea taberei, la expoziția de final. De asemenea, vreau să mulțumesc domnului primar Roșu, domnul Sămărel Roșu, care a venit la Sfânta Liturghie de astăzi cu gândul de a se întâlni, pe de-o parte, cu culorile de sus, spirituale, dar și cu gândul de a se întâlni cu cei care aici, pe pământ, realizează și modelează culorile și le amestecă, mai mult decât le modelează, iată, cu pictorii și cu scriitorii și cu artiști. De aceea îl salut și vă anunț că acest proiect se desfășoară și cu sprijinul primăriei Comunei Iucușești. Așadar, un capitol pe care trebuie să-l menționez este faptul că acest proiect se desfășoară în colaborare cu Parohia Adormirea Maicii Domnului, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Bănușești, cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Neamț, Școala Generală Bănușești, Primăria Comunei Iucușești, Uniunea Armenilor din România, filiala Roman, Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicoc din Bacău, și sigur se vor mai adăuga pe parcursul proiectului și alte instituții de cultură și de educație din zonă, din Neamț, dar și din țară. Aș dori să mulțumesc sponsorilor acestui eveniment, întâi de toate Consiliul Județean Neamț, apoi Societății Comerciale Meri Ferma Mare din Bănușești, apoi restaurantului Bradul din Roman,
restaurantului Corabia din Roma, societății comerciale Mihăiță Transport din Roma. De asemenea, vreau să salut pe mijlocul nostru familia Păduraru, care au venit cu drag la acest moment să fie alături de noi. Și sigur că eu deja îi consider printre sponsori, pentru că imaginez că acolo, la PACU, va fi la un moment dat o expoziție a lucrărilor realizate în tabăra de creație Izvorul Tămăduirii. Vreau să mulțumesc și celor care vor fi gazdele acestui eveniment, adică sătenilor care și-au deschis porțile caselor lor pentru a primi pentru câteva zile niște persoane deosebite, oferindu-le un așternut, oferindu-le un locaș, un loc de găzduire. Cu aceste gânduri, în această zi frumoasă, care este dedicată schimbării la față a Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe muntele Taborului, vreau să vă invit să petrecem comunitatea aceasta de artiști și comunitatea sătească din Bălușești, iată, în acest răstimp să petrecem împreună, un fel să ne petrecem într-o lume a culorilor, într-o lume a frumosului, într-o lume a luminilor cromatice, care să aibă efect și pe chipurile noastre, dar mai ales să aibă efect pe chipurile noastre interioare. Și care nu se văd atât de ușor. Dacă veți privi pe partea stângă, partea mea stângă, veți vedea acolo trei colete mari pe care le-am primit prin curier. Acele colete mi-am propus să nu le deschid, doar să le arăt așa, ca un lucru ascuns încă, necunoscut. Acolo se află multe pânze, sau poate prea puține, se află multe culori sau prea puține culori, se află pensule, se află materiale de pictură, hârtii, creioane și multe altele pe care doresc să le distribui artiștilor prezenți veniți în această tabără sau ei să-și aleagă pânza pe care și-o doresc, că unele sunt mai mari, altele sunt mai mici, sau să-și aleagă pensule care să lucreze și culorile pe care și le doresc, astfel încât să aibă toate materialele. Și din ceea ce nu se vede, din ceea ce este alb și pur pe pânză în acest moment, iată, la un moment dat, să vedem multe culori așezate acolo și să vedem creația în desfășurare și să lucrăm nu de niște pânze goale, ci de niște pânze pline de sens, niște pânze schimbate, dacă vreți, la față. Niște pânze transfigurate de frumusețea pe care artistul totdeauna știe să o scoată din ființa sa, dar uneori frumusețea pe care reușește el să o scoată, sau poate de cele mai multe ori, frumusețea aceasta pleacă, vine de dincolo de ființa sa, și, de fapt, vine, dacă vreți, de pe muntele Tabor, unde s-a întâlnit cerul cu pământul și unde, sigur că, viața artistului este o permanentă stare de transfigurare și de întâlnire, pentru că arta prilejuiește această întâlnire între cer și pământ, între divin și uman. Fie ca tabăra aceasta să fie o tabără frumoasă și să fie un loc de întâlnire cu oameni deosebiți și, sigur, cu oameni care înțeleg lumea altfel decât o înțelege majoritatea.
înțeleg în sensul creației, în sensul dăruirii față de frumos, pentru frumos, dăruirii frumosului către aproapele lui. Cu aceste gânduri vă urez bine, vă urez bine ați venit în tabără, bine ați venit la Icușești, la Bărușești, în comuna Icușești, și sper ca tabăra de creație, izvorul tămăduirii, să fie o experiență frumoasă. Dacă cineva dintre dumneavoastră dorește să adauge câteva cuvinte la cele spuse de mine, pot acorda câteva minute pentru acest lucru. Nu înainte de a saluta prezența presei în mijlocul nostru, a unei televiziuni și a unei prietene a Societății Culturale Turpțină, doamna Flora Bordean și, sigur, domnul Mircea. Domnul primar, vă rog. Dragi locuitori care stau în nostru, vă rușesc, mi-ați invitat. Vă mulțumesc din suflet că v-ați făcut timp să participați la această acțiune organizată de părinții din Cornel. Vă mulțumesc din suflet, mulțumesc gazelor care au făcut la o bună ființa de a putea primi și vă gătrească. Sperăm să vă simțiți bine și cu creația să rămână la sufletul nostru. Ierușenii Sfânta Biserică, să spun, mai mult sufletești, dar nu material, cum a promis părintul la anul, păi prin buget, am patru de lucruri de mandat, nu am nicio sumă disponibilă. Te-am face această acțiune, dar tot ce țin din noi oameni, vreau să vă simțiți bine și să facem lucruri frumoase, deci sunt din anonimat și noi ce ne întâlnim că cineva s-a gândit la proiectul enorm care îl parcurge părintele. Vom fi apa că dumneavoastră bine ați venit și nu mai bine. Maestre Lucian Flor, doriți să adăugați un gând? Trei lucruri care vreau să le spun. Cineva m-a întrebat o dată prin ce ar putea rămâne o localitate în memoria noastră colectivă. Și m-am gândit atunci că ar fi extraordinar ca fiecare localitate să aibă un sfânt. Concret mă gândeam atunci la comuna Tazlău, care are un asemenea sfânt și, dincolo de toate lucrurile importante, ideea aceasta cu Sfântul mi se părea extraordinară. Apoi m-am gândit mai bine și mai lumesc spun că e fericit satul care dă un poet. Și iată Bărușești, unde pe Victor Munteanu. Și asta spune tot despre că se va numi cândva Victor Munteanu. Sper să nu se întâmple acest lucru. Sau să nu se întâmple prea repede. Dar faptul că un suflet de poet animă o localitate, mi se pare extraordinar. Și în fine, cineva m-a întrebat odată cum ar trebui să fie un preot ideal. M-am gândit întâi că ar trebui să fie bătrân, să fie un duhovnic, să-i se adreseze, să vină oameni de departe și să încerce să-și lămurească problemele, să-și poată răspunde la întrebări. Apoi mi-am dat seama că ar fi prea puțin. Și că un preot trebuie să concilieze, așa cum o face și un primar, care și el e un fel de preot,
sau dacă vreți și preotul e un primar. Tendințe diferite, oameni diferiți. Ori mi se pare fericită parohia, unde, și știu acest lucru, vin și catolici la Biserica Ortodoxă, fără să-și părăsească credința și așa mai departe. Unde slujește, că ăsta e cuvântul, un om deosebit, mai în glumă, mai serios, îi spuneam domnul Treite, adică preot, poet și pictor. Și acest om deosebit este Cornel Paiu, și care iată reușește, cu eforturi uneori inimaginabile, să ne adună pe toți, uneori pentru o zi, pentru mai multe zile, să dea un ce unic acestei manifestări. Vreau să vă spun că de-abia m-am întors dintr-o altă tabără și Mircea Ceacăru poate să confirme. Dar ceea ce propune această tabără, Izvorul Tămăduirii, e unic. N-am să uit, am trecut, am venit numai pentru vernisaj, că în această biserică, transformată în expoziție de pictură, stăteau oameni care țineau lucrări și deveniseră într-un fel rame pentru acest lucru. Nu cred că sunt multe lucruri mai frumoase decât această imagine pe care o am văzut. În fine, aș sugera domnului primar, așa cum există casă de oaspeți sau ceva, să se gândească de pe acum la un lucru deosebit, și anume să găsească spațiu pentru un muzeu al Icușeștiului, al Bălușeștilor. Mai întâi o casă și până vă mai dedea, pentru că sunt într-adevăr artiști de mare valoare. Numai în acest an, Mircea Răzvan Ceacuri a luat 4 premii foarte importante. Și este într-adevăr un clasic, sau dacă mă refer la colega Mariana Papară, iarăși e un om cu o cotă internațională foarte mare. Și evident, mă gândesc la ceilalți evocați deja de părinte. Și încet, încet un muzeu, nu trebuie neapărat să avem în fiecare comună muzeu etnografic, dar un muzeu de artă plastică ar fi extraordinar. Și el se face în timp, ca și biblioteca, în asemenea. Gândiți-vă să propuneți Consiliului Local și dacă vreți, după puterile mele, vă voi sprijini și eu dincolo de loc. În rest, să ne urăm bine ne-am găsit, bine ne-am regăsit și să sperăm că vom fi la fel de frumoși și de tineri și la sfârșitul acestei tabere, care, repet, are câteva noutăți incontestabile din toate puterile. Vă mulțumesc! Legat de ce spunea maestru Lucian Strot, în programul acestei tabere va fi inclusă, la un moment dat, participarea celor aflați în tabără, respectiv în ziua de duminică, 14 august, încercăm să participăm la o liturghie romano-catolică la parohia Nașterea Maicii Domnului din Bălușești. Iar tot în cadrul acestei tabere vom face o mică excursie miercuri la ora 18. Vom fi cu toții prezenți la lansarea volumului de proză Singurătatea Sfântului Serafin, povestiri aproape fantastice a medicului scriitor Dan Gabriel Arbătescu. Va fi acest eveniment, lansarea de carte, va fi la Colegiul Național Roman Vodă, în sala Garabet Ibrăilean. Și adar în felul acesta poate se va și anunța în presă acest lucru. Sigur, duminică, chiar de mine, ne propunem o excursie la Castelul Micloșeni, unde artiștii vor fi invitați să-și ia creioanele colorate
și caietele pentru schițe. Ne propunem să vizităm tot în aceste zile, să mergem pentru un popas duhovnicesc și la mănăstirea Drujgeni, care se află la o aruncătură de băzi de noi. Bine ați venit, bine ne-am revăzut, bine ne-am întâlnit. Pace, sănătate, bucurie. Vă așteptăm în tabără și vă așteptăm la vernisaj. De fapt, la vernisaj. Mai rugăm pe cineva să spună ceva? Poate domnul Victor a văzut că s-a ridicat. Că mă gândeam la copilarea mea din Bărușești, că niciodată nu mi-aș fi că această localitate ar putea trăi un eveniment atât de deosebit, să facă o tablă de creație artistică pe jurul Tămăduiei. Dar cea de la anul acesta este cu totul la parte, pentru că, în sfârșit, prin insistența Părintei Coloniatoare, acest proiect a fost finanțat cu o sumă evidentă și minimă, dar nu concret este primul pas de Consiliul Județean. Ceea ce înseamnă, zic eu, cu adevărat mult pentru satul Bărușești. De aici încolo o să scrie istorie în această lucrare. Doamne ajută!